Cristi! Hey, azi este o zi plină de adrenalină. Am invitat aici în poligon doi prieteni, pe ambasadorul Israelului, cel mai cool ambasador pe care îl are România, și pe Marius Urzică, campion olimpic la gimnastică. Amândoi pasionați de sport și de adrenalină. Și amândoi vor să te cunoască. Am înțeles. Surpriză că ca aceea de astăzi, crede-mă că de mult n-am mai primit așa ceva. Și mă bucură foarte tare. Astăzi o să aveți ce vedea, pentru că pornim un antrenament pe un circuit cu foarte multe obstacole. Vor fi interesante, pentru că la final, dar asta rămâne între noi, o să le rezervăm și o surpriză plăcută. Circuitul este unul dracon. Hai să mergem, că se încălzesc deja. Cristi Bozgan este numele meu, îmi pare foarte bine să vă cunosc. Avem un antrenament împreună, scopul antrenamentului este să ne descoperim noi valențe. Este o zi minunată pe care nu o să o uitați niciodată, niciodată, dar nici pe mine, Cristi Bozgan. Niciodată. Okay. Dați-o provocare, vă primi cu mare drag. Așa este, vă invit la linia de start. Startul îl voi da în 3, 2, 1, start! David, start! Vreau să întreb, de ce țipi așa? Păi asta este presiune. În cursurile pe care le fac în general, presiunea psihică înseamnă pentru ei o notă în plus a fi determinați, hotărâți, mult mai tough decât sunt de obicei și își depășesc limitele. Trage de tine, ia-o pe culoar, pe culoar! Hai! Inspir, expir! Hai, ușor! E nevoie să te ajut? Trage de cauciuc, trage și trage și inspiră și expiră. Asta este versiunea corectă a lui David. Și alergare! Și ne oprim! 10 flotări! 10! 10! Și-am numărat! 8, 9, 10! Bravo, Marius! Și avem un cauciuc și luăm și-l ducem și inspirăm și expirăm și-l aruncăm peste. Bravo! Și ne cărăm pe celălalt butoi, da? Și inspiră și expiră. Și un timp foarte bun, foarte bun. Asta este. Asta înseamnă un ambasador cool. Asta înseamnă. Astea sunt noile valențe ale lui. Asta este Marius, campionul olimpic. Bravo! Bravo! Care probă ți s-a părut cea mai dificilă? Cred că cea cu cauciucurile, unde trebuia să-i scaladez acele cauciucuri care erau și pline de apă și alunecau și foarte rău. Drept dovadă, am reușit să și cad, da? Asta e jocul. Și cauciucuri, inspir, expir. Genunchi sus, bravo! Și să nu uiți la capăt, să atingi cauciucul sus. Atinge! Bravo! Și continuă! Și aici, și-l sari! Asta este! Asta e lucrul, Cristi Bozgan, perfect și ușor. Și inspirăm. Și acum avem o surpriză plăcută, labirintul. Asta este ușor pe priză. Tehnica este foarte importantă. Trebuie să trecem în partea cealaltă. Bravo! 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 Asta înseamnă forță, hotărâre, determinare. Proba cea mai grea a fost atunci când ar fi trebuit să sar, fiindcă mi-e frică de înălțimea. Și atunci când am văzut că trebuie să sar în această probă, mi-era puțin teamă. Ușor, ușor, bravo, peste, bravo, fereastră, ușor. Mai hotărât! Priză sus! 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 Bravo! 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 Go, 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 go! Ce urmează? Acum urmează surpriza de care îți vorbeam. O probă de foc, la propriu. Adică vor intra undeva în poligonul de tragere, habar n-au despre ce este vorba și vom vedea cum se vor descurca. Vor avea o armă reală, cu muniție reală. Există acolo un coleg de-al meu, Eugen, pe care l-ai cunoscut, și vreau să spun că îi va îndruma în tragerea respectivă. Hai, pe linia de tragere, repede, repede! Asta este. Căștile? Celarii?
Următoare. Bun. După ce am fost în armata, am zis, eu în viața mea nu mai vreau să trăiesc. E până ziua de astăzi. Încet, nu a apăsat și repede, perfect. Ai mai tras până acum? Am mai tras, dar nu cu așa ceva. Este prima dată când trag cu așa ceva și într-un asemenea poligon. Cum ți s-a părut traseul? Traseul a fost destul de dificil, mai ales că e prima dată că vin aici. Dar a fost o provocare. Față de un antrenament al tău din sală, cum e? Este cu totul altceva, pentru că acolo faci zilnic acelea mișcări, te antrenezi, să ajungi la perfecțiune și să poți obții medalii. Aici este un alt fel de competiție. Domnule ambasador, cum a fost traseul? Nu a fost ușor, am crezut că o să fie mult mai ușor, dar a fost o provocare, trebuie să spun. E, n-am sărit de mult, mai ales n-am tras de mult. Cristi, a fost o zi... Minunată. Minunată. Minunată, da. A fost o adevărată onoare să lucrez cu doi monștri sacri ai diplomației și sportului și tot ai diplomației și sportului peste tot ce înseamnă granițele țării. Faptul că m-am antrenat în primul rând cu Cristi și al doilea cu o legendă ca Marius Orzica, pentru mine este o onoare și nu cred că o să uit acest zi. Mai ales după antrenament. Eu vă mulțumesc din suflet, e o mare onoare să fiu alături de dumneavoastră și să fi participat astăzi aici, în această împrejurare. Îți mulțumesc, domnul Cristi. Felicitări, felicitări amândurora, mă bucur din suflet și a fost o onoare. Cristi, așa cum ai zis, este o zi pe care niciunul dintre noi nu vom uita. Cu adevărat. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să-i urez un călduros la mulți ani excelenței sale, David Saranga, ambasadorul Israelului în România. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Condiție fizică. Mulțumesc. Nota 10. 9 jumate. Nota 10, adică condiție fizică, ținte, ochite, tot, perfect, determinare. Mulțumesc. Să luăm un loc. Ziua dumneavoastră. Așa este. 57 de ani. Cât? Iertați-mă, nu știu ce a fost, dar cine a zis mai 57 de ani? Cine a scris asta? Da, nu știu, oamenii răi, efectiv. Știu. Îmi cer scuze, domnul ambasador David Saranga, 47 de ani astăzi alături de noi. Corect. Așa, s-au rezolvat așa problemele. E corect, așa e corect. Cum e? Astăzi de ziua dumneavoastră de naștere, în România, nu în Israel, unde probabil aveți mult mai mulți prieteni și familia. E, și aici am prieteni și aici de dimineața sărbătoresc și la 5 jumate am o să sărbătoresc pe Zoom cu băiatul meu în Israel. Ce tare! Dar la câți ani are? 6 ani. 6 ani, mulți înainte. Da. Deci la 5 jumătate la e 5 jumătate. Și acolo și aici și mâncați exact. Împreună felie de tot. Exact. Dar e prima dată când sunteți departe de ei? E, de ziua de naștere, da. De ziua da, de naștere, da, prima dată. Da. Știi, în această perioadă nu era ușor, mă refer după ce a început pandemiei. E, de obicei am plecat în Israel odată pe 2 săptămâni, 2-3 săptămâni. Dar acum e mult mai greu. E mult mai greu. Da. Și v-a spus trei dorințe de ziua noastră de naștere? Poftim? Trei dorințe de ziua de naștere? Numai trei? Măcar trei. Câte se pun în Israel? În Israel mă stai un pic, de la 10 în sus, adică... Nu, am una singura. Și anume? Și asta este să pot să plec pe curând să ved pe familia mea în Israel. Vă lipsește cel mai tare? Da. De așa este. V-ar fi plăcut să fiți astăzi cu familia. E adevărat, dar l-am spus, uitați-vă, poate că în câteva zile granițele se vor deschide. Da, granița între România și Israel. În Israel acum toate granițele sunt închise. Nimeni nu poate să intre, nici cetățeni israelieni nu poate să intre în Israel. Și nu știm până când o să durează, așa că... Nu pot să știu când o să plec. Să sperăm că o să se rezolve aceste lucruri, să fiți aproape de familie, pentru că știm ce înseamnă acest lucru. Nu v-am luat ori de ziua dumneavoastră, pentru că presupun că ați mai primit colegii de la ambasadă, nu? Perfect. Eu v-am luat un alt tort cu niște produse românești 100% și sunt senzaționale. Sunt din partea noastră, pentru dumneavoastră, produse românești pe care trebuie neapărat să le încercați. Mulțumesc, mulțumesc mult. Știi ce am primit astăzi de ziua mea ca un cadou? Nu.
colegii mei de la ambasada mi-au făcut o surpriză și astăzi am devenit un tatăl de un urs care se numește Mura. Da, am văzut pe Facebook la dumneavoastră. Exact. Că ați adoptat un urs. Exact, am adoptat un urs. De unde? Ursul respectiv, sau Mura, în anul 2001 era în circ, aici la București, 5 ani era în circ, și acum este lângă Zărnești, în natura, și sper să o văd pe curând. Deci o să vă fie mai greu. O să mai aveți un membru al familiei la Zărnești. Când o să fiți în Israel, o să vă gândești ce face ursul. Și eu am crezut că este greu să plec în Tel Aviv. Acum trebuie să împărtășesc timpul Tel Avivul și Zărnești. Perfect. Puteți să intrați pe Facebook să vedeți cadoul oferit de colegii de la ambasadă. David Saranga pe Facebook. Puteți să dați acolo follow și să vedeți despre ce este vorba. Eu vreau să vă uitați puțin la televizor pentru că mai am o surpriză pentru dumneavoastră. Încă una? Da. Mazal tov, admea ve'esrim. Să știți că pentru această reprezentație am avut o profesoară pe prietena mea, Noemi Mailman, pe care o cunosc de foarte, foarte multă vreme și care, în acest fel, vă spune și ea la mulți ani și care, de asemenea, mi-a vorbit întotdeauna cu foarte mare drag și cu foarte multă admirație despre dumneavoastră. La mulți ani! Stimate domnule ambasador Saranga, sunt Nadia Comăneci, de aici, de departe, din Oklahoma, din casa mea, sala de gimnastică. Vă transmit gânduri bune și numai sănătate. Știu că astăzi este o zi specială, o zi de naștere. Doresc să vă spun la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Aștept cu nerăbdare să ne cunoaștem la București sau în Israel. O zi minunată, sănătate, la mulți ani! Wow! A vrut să vă facem mai emoționat. Da? Da. Așa este. Pentru că știu că le admirați pe aceste două femei. Da. Colega noastră, Andreea Esca, da. Și Nadia Comăneci, wow. Campioana noastră. Eu țin minte, în anii 70, am avut cam, bine, cu socoteala nu suntem bine, dar am avut cam 10 ani. Și țin minte cum toată lumea stătea în fața televizor să vadă pe Nadia. La Montreal atunci. La Montreal. Da, când a intrat în istorie cu acel 10. Așa de este. Fapt era 1. Nu, era 10. Da. Plăcuța era aceea 10. Care arăta nota. Eu mă bucur că ați trecut astăzi pe la noi. Ne sunteți foarte drag și sperăm să aveți o zi frumoasă, să aveți întâlnirea de la 5:30 exact cum trebuie cu băiatul dumneavoastră. Și pentru anul ăsta e ceva anume ce vă doriți? Sănătate. Știți, ați avut prieteni care au fost afectați de COVID? Da, ați am avut oameni care au fost din fericire n-am pierdut. Da, am pierdut. De ce nu am pierdut? Acum o lună un supraviețuitor al Holocaustului care a avut 98 de ani, domnul Iancu Zuckerman, care locuia aici în România, și de nefericire el a supraviețuit toate erorurile de trecut del Holocaust, dar din cauza COVID-ul au murit. Dar din acest motiv, știți, asta este singurul lucru care cred că contează în zilele care trăim. Să fim sănătoși. E cel mai important. Și mai important este că... Și responsabil. Este în mână noastră să învingem pe virusul. Trebuie să mergem să fim vaccinați. Asta este lucru de bază. Știu că Israelul este pe primele locuri la... E chiar pe primul loc în ceea ce este vaccinarea. Așa este, super, pe primul loc am făcut mai mult de 4 milioane de vaccinuri. Deja cam 50% din populația e vaccinată și sperăm că în luna martie o să intrăm în normalitatea. Dar este în mâna noastră. Așa să fie, să intrăm în normalitate. Totuși astăzi eu zic să sărbătoriți și cu băiatul. După aia vă dați un chef cu prietenii așa. Da, mă întâlnesc de seara cu prietenii care au pregătit o petrecere mică de 4 persoane. Atât. Conform regulilor. Perfect, numai bine, sănătate, vă mulțumim și de fiecare dată ne simțim onorați când veniți la noi la misiune și vă așteptăm pe Facebook David Saranga și pe Instagram și cu cea mai mare plăcere vă așteptăm oricând.
suntem. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Putem să facem o poză, dar n-am sacoul la mine. E, hai să facem. Se poate. Îți dau al meu. Vrei? Sacoul de ambasador n-am purtat niciodată. Nu știu dacă o să mă încapă. Da, dă-mi asta. Da? Da. Wow. Ciucă? Da. Excelența sa? Cătălin Măruță. Atât am avut de zis. Ambasadorul televiziunilor românești. O, te și încape. Doamne ajută. A, frumos. Doamne. Am avut emoții. Ce fit ești. Stai liniștit. Simt altfel. Raluca! Unde mă, Raluca, să facă poza? Raluca! Numai o secundă, domnul ambasador, să vină cu aparatul. Bro. Vino să faci o poză, că am în sacou, domnule ambasador. Caute. Tu ce făceai? Da, veneai, erai cu următorul invitat. Doamne! Stați o secundă, dați-mi voie și dumneavoastră mi-ați aranjat sacou, să aranjez și eu sacou. Raluca, am sacou, mai fă două, trei. Să fim siguri că au ieșit. Vă mulțumesc mult de tot și mă bucur. Mulțumesc și eu. M-am îndreptat. M-am îndreptat. Altă asta. Vă mulțumesc mult eu. De tot. Dacă vă colegii de la alte ambasade, Costa rupe dumneavoastră. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc și la mulți ani. Mulțumesc. Și încă o dată, mai bine, mulțumesc pentru cadou. Mulțumim mult.